Bună ziua, sunt Tatiana Nastas și vă prezint de astăzi știrile Pro TV și în fiecare sâmbătă la ora 17. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Un bărbat de 39 de ani din Comraci a pus capăt zilelor supărat că mama lui ar fi refuzat să-i dea bani pentru o sticlă de alcool, susține poliția. Până la sfârșitul anului, Republica Moldova va primi 30 de milioane de euro din cele 100 promise de europeni, spune ministrul finanțelor. Nu atât de optimiști sunt unii experți. Atentat cu bombă în centrul Kievului, o persoană a fost ucisă, iar altele trei, printre care și un copil, au fost rănite. Patima pentru alcool i-a adus sfârșitul. Un bărbat de 39 de ani s-ar fi sinucis pentru că mama sa ar fi refuzat să-i dea bani ca să-și cumpere o sticlă de alcool. Potrivit poliției, el s-ar fi stropit cu acetonă și și-a dat foc. Tragedia s-a întâmplat noaptea trecută la Comrat. Он попросил у матери своей денег, чтобы он купил алкоголь. Мама ему отказала, и он облил себя ацетоном и поджег. Он умер сразу. Пламя вспыхнуло быстро, и пока она попыталась потушить, но пока приехала скорая, пожарные, он уже умер. Medicul legal ar urma să demonstreze dacă bărbatul era beat în acel moment. Mama lui, în vârstă de 65 de ani, le-a spus oamenilor legii că fiul său era bun de pahar. Poliția de la Comrat a deschis un dosar penal pe acest caz și urmează să stabilească toate detaliile. Uraganul Irma, care ar putea lovi Florida astăzi sau mâine dimineață, are un potențial distructiv cum nu s-a mai văzut. Așa sună avertizmentul lui Donald Trump. Același mesaj îl are și guvernatorul acestui stat. Oamenii care locuiesc în apropierea coastei sunt îndemnați să părăsească zona cât mai urgent și să plece cât mai departe. Furtuna care a lăsat în Caraibe cel puțin 22 de morți a mai scăzut în intensitate, dar vântul suflă în continuare cu până la 250 de km pe oră. A venit rândul Cubei să dea piept cu uraganul Irma. Rafalele de vânt au atins peste 260 de km pe oră. Furtuna a lăsat dezastru în urma sa și în Caraibe. A pus la pământ clădiri, a spulberat mașini și a provocat inundații de proporții. Și după ce au văzut ce poate provoca furtuna, autoritățile din Florida au emis ordin de evacuare pentru 5 milioane de oameni. If you've been ordered to evacuate and are still home, please go. Today is the day to do the right thing for your family and get inland to safety. Însă pe măsură ce orele trec, este tot mai greu să pleci din Florida. Oamenii așteaptă în aeroporturi pentru a prinde un loc în avion, iar șoferii stau la cozi în benzinării, dar în multe dintre ele stocul de carburanți este epuizat rapid. Pe șoselele care duc spre partea de nord a statului, mașinile circulă bară la bară. Meteorologii nu sunt încă siguri care este locul unde uraganul va lovi. În schimb, toți oficialii vorbesc despre consecințe grave. This is a storm of absolutely historic destructive potential. I ask everyone in the storm's path to be vigilant and to heed all recommendations from government officials. Irma este considerat cel mai puternic uragan format vreodată în Atlantic. Furtuna a lovit SUA la doar câteva zile după ce mai multe state americane au fost afectate de uraganul Harvey, care a ucis aproape 40 de oameni. Are degetele fine și lungi, însă nu s-a gândit să devină pianist, ci moașă. Vorbim despre primul și unicul bărbat din Moldova care a îmbrățișat această meserie. Stăteam într-o zi la masă, adică când, după ce am absolvit liceu, și un an de al meu zice, uite ce degete fine și lungi ai. Zice, doar trebuie să fiu un obstetrician ginecolog. Prima tură a fost cu mine și vă spun sincer că ne-a plăcut. În pofida tuturor părerilor auzite până acum, Victor Chisenko nu consideră că a fi moașă este o meserie doar pentru femei. Ce l-a făcut să aleagă această profesie, dar și ce spun viitoarele mămici, aflați în câteva momente. Sprijin pentru părinții care au copii cu boli grave și abia le pot ține sub control. Un centru de îngrijiri paliative, primul de acest fel din Moldova, funcționează în satul Isacova din Orhei. Acesta a fost deschis de către Fundația de Caritate Hospice Angelus, iar serviciile sunt gratuite. Acolo micuții au tot confortul, sunt îngrijiți, au parte de atenție și jocuri, astfel încât și ei și părinții lor să mai uite din durere. Acest băiețel de 11 ani ar fi trebuit să fie acum la școală, dar o boală extrem de gravă îl poartă prin spitale. Ce-ți place să faci? Fals, ia să mă joc scunza. Desenul nu tare îți place? Nici mie.
De 3 săptămâni este la centrul din Isacova. L-am prins la o activitate cu psihopedagogul. E bun, este tare, un detalii, da? Ia mă atinge. Iar colegul său de bancă, fiul psihologului, vine aici cu dragă inimă. La 8 ani se consideră voluntar. Ori pe lângă analgezii cele puternice, micuții de aici au nevoie și de încurajare. Și tu îi distrezi. Nu pot spune asta. Mă opresc o dână și fac activități. Centrul arată ca o casă confortabilă și spațioasă. La masă, micuții sunt alintați cu bunătăți. Zama, dar e șerpinti, porinci, steule, răsfrășească. Mulți la gustare, la 4, pregătim plășent cu varză. Trebuie să pregătim, da, ca acasă, tot ca acasă faci. Mai bine decât acasă. Da. Mai bine ca acasă, da, ne stăruim să le placă, după gust îi întrebăm și mai vor, după numai să mănânci. Această fetiță este venită aici împreună cu mătușa sa. De altfel, oricine din apropiat se poate afla pe durata internării alături de copil. Fiecare salon este dotat cu pat pentru rude. Îți rup așa, simți mai rău, acum se simte mai bine. Mai scurt au grijă, aici personalul tare e bun. E aici. Normal, au grijă de tine. Acasă zic gălăgie, deci e liniște. Cine acasă face gălăgie? Frații. Toate tratamentele, dar și cazarea rudelor este gratuită. Copiii pot fi lăsați și în supravegherea angajaților. Mai mult, poate, mai mult destinat acest centru părinților. Deci ei sunt acei care sunt extenuați la maximum, ca să ei să poată, ca să-și rezolve poate și unele probleme. Centrul a fost deschis vara aceasta de către Fundația Hospice Angelus, care a cules donații de la o firmă de design din Italia, de la o rețea de magazine din România și de la un magazin de materiale de construcție din Chișinău. Întreținerea este asigurată de Casa Națională de Asigurări în Medicină și din donații. Această sală este preferată a copiilor internați la centru și asta deoarece au aici câteva aparate de fitness la care au acces oricând și pot să facă sport. De asemenea, aici pot să se joace, să se simtă liber să se distreze și în felul acesta să mai uite din problemele pe care le au. Aici pot sta 15 copii pentru o perioadă de 30 de zile, dar în acest moment doar 2 sunt internați, iar până acum 7 au trecut prin centru. Managerii spun că oamenii nu solicită serviciul pentru că încă nu cunosc de existența acestuia. Sunt foarte mulți copii care necesită îngrijiri paliative și ar fi bine ca să fie aici. Părinții care au copii ce suferă de boli incurabile pot solicita internarea lor foarte simplu, anunțând angajații fundației, după care pediatrul Angelus le face o vizită și se ia o decizie. Directorul fundației spune că are încă multe planuri aici. Vrea să facă o grădină cu pomi, o seră cu legume care vor fi ca o metodă de terapie pentru micuți, un teren de joacă și într-o aripă părăsită a clădirii, un hotel pentru rude. Bilanțul cutremurului din Mexic cu magnitudine de 8,2 pe Richter, pe care președintele țării l-a descris drept cel mai puternic din ultimul secol, a ajuns la 61 de morți. Autoritățile au anunțat că seismul a fost urmat de un tsunami cu valori de un metru. Guvernul din Mexic a decretat 3 zile de doliu. Interrumpimos esta nota porque aquí en Televisa Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Încă este vie spaima provocată de puternicul seism care a lovit în noaptea de joi spre vineri Mexicul. Cutremurul a avut magnitudinea de 8,2 pe scara Richter și a fost urmat de 10 de replici. Președintele țării a spus că 50 de milioane de mexicani au resimțit cel mai puternic cutremur produs în Mexic în ultimul secol. În plus, numărul victimelor ar putea fi în final mult mai mare. La lumina zilei a ieșit la iveală amploarea dezastrului. Distrugerile sunt mari, mai ales în două state, Oaxaca și Chiapas. Llegamos ahí, la casa de mamá estaba llorando y mis vecinas se le cayó el techo de la cabeza. Păi nu se asista vivo. Case, școli și spitale au fost avariate, ori făcute una cu pământul. Autoritățile vorbesc despre pagube de miliarde de dolari. Au vrut să spună nu corupției în pas alert. Peste 50 de avocați și-au lăsat robele și dosarele în birouri și au decis să-și sărbeze ziua profesională alergând în parcul Valea Morilor. Toți erau îmbrăcați în tricouri cu inscripția că nu tolerează corupția. Oi!
Zi de zi spun că aleargă prin instanță, iar astăzi au decis să-și sărbătorească ziua alergând nestingherit prin parc. Peste 50 de avocați au profitat de dimineața frumoasă și s-au aliniat la start în parcul Valea Morilor. Am 26 de ani, dar mă neduște pe un cerc. Așa că aș vrea să cred că ca avocat mai bun ca sportiv. Unicul neajuns este că decanul nu ne-a organizat, nu ne-a scos mai des la antrenamente. Stârpim corupția. Corupția nu este bine pentru societate, este salarii mici, pensii mici. Totuși, majoritatea a parcurs fără probleme cei 3 km din jurul lacului. Avocații însă spun că au alergat nu doar pentru o porție de sănătate, ci și pentru că au vrut să amintească încă o dată despre problema corupției în justiție. Deși în fața camerelor, mulți dintre avocați spun că rezistă tentațiilor și nu iau mită, mai ales recunosc că au și onorarii grase. Nu mi s-a propus și n-am avut parte. Fiecare avocat își face onorariul așa cum dorește el. Vrei să-l facă mai mare, trebuie să alergi mai mult. Clienții mei din start că cu mine așa lucruri mai bine să nu se discute. Desigur, sunt unele excepții care noi nu ne mândrim, însă am vrut prin acest marș să arătăm că totuși majoritatea suntem cinstiți. Dacă este prins undeva cu careva irregularități un avocat, dar noi suntem 3.000, el nu face timpul, cum spune Decanul Baroului de Avocație, Emanuel Ploșniță, spune că de multe ori avocații sunt percepuți ca intermediari în schemele de corupție. Cât despre colegii prinși cu șpagă... Eu nu o să răspund la întrebarea asta dumneavoastră, că iau mit avocații în genul. Noi vorbim acum în general de fenomen. Societatea să nu ne perceapă pe noi ca niște intermediari în corupție. Oamenii care se plimbau astăzi prin parc au păreri diferite. Dacă unii spun că au încredere în avocați, că nu iau mită, alții nu prea. Văd asta ca un strigăt, probabil. Au simțit necesitatea acestui eveniment față de o perioadă mai din trecut, adică acum situația s-a mai îmbunătățit un pic. Solicităm de la dânșii să nu tolerează corupția. Într-o clasă tu nu dovedești și te așezi ca lume, dar ți-i deam, îți spun, tu trebuie să plătești atâta și atâta, ca tu să poți învăța mai departe, pentru că ai să ai note joase, n-ai să ai același comportament bun de la profesori. Văruit все. Ну, у вас есть воры серьезные, есть поменьше. Кто попадает наверх, он без взяток не может. În țara noastră, ziua avocatului este marcată din 2014. Este primul și singurul bărbat moașă din Moldova. Victor Chisenko, un tânăr de 22 de ani, a devenit vedete la Institutul Mamei și Copilului. Colegele recunosc că nu le venea să creadă când l-au văzut, iar proaspetele mămici spun că le-a plăcut ideea, întrucât multe susțin că un bărbat medic este mult mai atent. Stăteam într-o zi la masă, adică când, după ce am absolvit liceu, și un an de al meu zice, uite ce degete fiini și lungi ai, zice, doar trebuie să fie un obstetrician ginecolog. Din păcate, rezultatele finale nu au fost suficiente pentru a intra la buget. De ce am ales calificarea moașă? Așa a început povestea singurului bărbat din Moldova, care de o lună este moașă. Contrar tuturor părerilor auzite până acum, Victor nu consideră că aceasta este o meserie doar pentru femei. Bună ziua, doamnă Olga! Bună ziua! Câte 24. Domnul este indicat pastile de aspirină și supozitorii de metronidazol. Victor Chisenko își pune halatul alb și zilnic intră în sala de nașteri, fiind un sprijin de neînlocuit pentru viitoarele mame. Colegele lui spun că le-a trebuit ceva timp ca să se obișnuiască cu faptul că muncesc alături de un bărbat moașă. Este o raritate. Până și masculinul cuvântului moașă nu există. Olga Botezatu activează în această secție de 36 de ani și spune că îi se întâmplă pentru prima dată așa ceva. Prima tură a fost cu mine și vă spun sincer că ne-a plăcut. Pentru prima dată noi am întâlnit așa băieți să vină la noi în colectiv. Știe totul despre alăptarea copiilor, dar și regulile de igienă de după naștere, așa că Victor își vizitează pacientele cu regularitate ca să mai schimbe o vorbă. Ați alăptat azi? Da. Facă bine, ia să nu bine. Da. Și tinerele mămici recunosc că la început au rămas de-a dreptul mirate să vadă că moașa este un bărbat, printre ele și Tatiana Răilean. Chiar m-am uimit când l-am văzut pe dumnealui ieri, că așa tânăr de acum el primește naștere și este moașa. Eu consider că un bărbat medic este mai atent. Victor spune că îi place să muncească alături de femei, mai ales că și la colegiul de medicină era înconjurat doar de fete. Am fost 20 de fete și un băiat. Fetele m-au primit calm, ele erau bucuroase să mă vadă, cred că singurul băiat. Potrivit datelor de la Ministerul Sănătății, în spitalele din țara noastră activează în jur de 600 de moașe.
Doi pompieri din capitală s-au căsătorit în aceeași zi, înainte de petrecerea de nuntă, și au dus miresele pe la muncă. Eu azi m-am îmbrăcat în rochea și frumoasă. La nuntă astfel nu mă auzi cât din nuntă. Tot vorbesc, nimeni n-ascultă. Atât am ușit de dimineață. Am să joc măcar o dată în viață. Nu și-au dus miresele la vreo intervenție, ci doar au făcut poze. Vedeți mai multe imagini în câteva minute la știri. Republica Moldova va primi până la sfârșitul anului 30 de milioane de euro din cele 100 promise de europeni, se arată convins ministrul finanțelor. Acesta spune că se lucrează intens pentru ca țara noastră să ridice totuși banii. Între timp, unii experți economici afirmă că Republica Moldova ratează granturi și împrumuturi din afară din cauza incompetenței funcționarilor responsabili. La împrumuturi din 5,5 miliarde de lei, noi am atras aproape 1,4 miliarde de lei. La granturi noi suntem într-o cădere liberă, vom rata cel puțin 1 miliard de lei. Din 3 miliarde de lei planificați, am acumulat 137 de milioane de lei. De cealaltă parte, ministrul finanțelor afirmă că statul încă nu trage linia, întrucât până la sfârșitul anului mai este. Toate sunt niște elemente care se discută acum cu Uniunea Europeană. Încă nimic nu e decis, nimeni nu poate spune că Republica Moldova a ratat, se poartă discuții. Eu sper că vom reuși să obținem maximum din suma preconizată pentru anul curent. Unii experți spun însă că întârzierile sunt pentru că partenerii externi rămân sceptici în ceea ce privește mersul reformelor, dar și pentru că funcționarii publici nu sunt bine pregătiți. Capacitatea slabă a instituțiilor de a absorbi, de a negocia cu partenerii. Chiar și așa, oficialii afirmă că țara noastră are toate șansele să primească prima tranșă din cele 100 de milioane de euro oferite de europeni. Noi avem ceva probleme cu viteza de implementare. Din păcate, procesul este puțin birocratizat. Vom relansa procesul astfel ca să transformăm Republica Moldova în șantier. Anul acesta, Republica Moldova nu va primi 27 de milioane de euro promise de Uniunea Europeană pentru reforma justiției. Deși presa a scris că motivul ar fi lipsa progreselor în domeniu, ministrul justiției afirmă că de fapt este vorba despre percepția creată în societate vis-a-vis de lupta împotriva corupției. O mașină a fost aruncată în aer aseară în centrul Kievului. Șoferul, un cecen cu cetățenie georgiană, a murit pe loc. Presa ucraineană scrie că bărbatul a luptat în trecut în Donbas împotriva separatiștilor și că era dușmanul lui Ramzan Kadyrov. În mașină se mai afla o femeie și un copil de 10 ani. Ambii se află la spital. Mașină zărvare. Da, prea здесь. O, Boже мой. Momentul deflagrației a fost surprins de o cameră de bord. Vehiculul a explodat chiar în mijlocul unei străzi, în plin trafic. Trecătorii au sărit în ajutor și au scos victimele din mașină. Au chemat de urgență poliția și medicii. Șoferul era un cecen cu cetățenie georgiană. Presa scrie că el a participat la conflictul din Donbas. Un bufșențem care vostupau за нас, за Україну. Sursa menționează că bărbatul era un dușman al lui Ramzan Kadyrov, liderul Republicii Cecenia, fără a oferi mai multe detalii. El însă ar fi avut probleme și cu justiția ucraineană, fiind condamnat pentru posesie ilegală de arme. În mașină se mai aflau doi pasageri, o femeie despre care presa scrie că este model cunoscut în Ucraina și fetița ei. Ambele se află la spital. Poliția din Kiev investighează cazul și ia în calcul mai multe versiuni, printre care omor intenționat, un act terorist sau o răzbunare. Roboții se salută cu Vladimir Putin în timpul vizitei sale în orașul Perm. Președintele rus a avut parte de o întâlnire neobișnuită. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мне очень приятно с вами познакомиться. Evident, președintele rus a rămas plăcut, surprins și a zâmbit, iar camerele de luat vedere au filmat momentul postat ulterior pe internet. Cei care l-au creat susțin că robotul poate vorbi în mai multe limbi și poate explica cum să ajungi la destinația dorită. Întâlnirea dintre Putin și robot a avut loc la o expoziție de tehnologie din Perm. Doi pompieri și miresele lor și-au unit destinele în același timp. Petrecerea de nuntă a început la muncă. De dimineață, salvatorii și-au dus proaspetele soții să le arate unde își vor petrece timpul când nu vor fi cu ele. Le-au urcat în auto speciale, însă nu au mers la nicio intervenție. Au făcut doar o sesiune foto. Eu azi m-am îmbrăcat în rochea și frumoasă. La nuntă astfel nu m-am auzit cât din nuntă. Tot vorbesc, nimeni n-ascultă. Atâta am ușit de dimineață. Am să joc măcar o dată în viață. Pompierii
Liderii Maxim Gârlea și Tudor Frunze spun că s-au cunoscut în timpul unui incendiu, iar de atunci sunt cei mai buni prieteni. Nu s-au înțeles din timp atunci când au ales data nunții. Unul de la altul am aflat, am 2 pe 8 facem nuntă, așa că am decis să venim cu amândouă nunți cu așa. Noi sărbătorim, cred că, poimâine împreună. Împreună s-au decis că în ziua nunții se treacă pe la muncă împreună cu miresele lor. Nu au mers la vreo intervenție, au vrut să iasă din tipare și au făcut o ședință foto cu auto speciale. Au vrut să se țină și de tradiția ca mirii să fie stropiți cu apă în ziua nunții. Însă, ghinion, auto speciala era goală. Am văzut că mașina de pompieri a ieșit la un incendiu, probabil, și pentru că suntem fără apă. De astăzi, nu doar mirii, dar și miresele vor fi prietene. Ce o să vă unească? Serviciu soților. Miresele nu ne cunoaștem, dacă totuși băieții noștri sunt colegi, putem și noi să fim prieteni. Deja a devenit o tradiție ca în ziua nunții, pompierii să treacă pe la serviciu cu miresele și nuntașii. De vreo 10 ani când duc serviciu, cel puțin vreo 20. Nu știu, poartă noroc sau nu. Cuplurile sărbătoresc nunțele în localuri diferite, însă duminică promit să se întâlnească la zeamă. Vocea României a revenit la Pro TV cu un nou sezon excepțional. Loredana Smiley, Tudor Hirilă și noul antrenor Adrian Despot au luptat din răsputeri chiar din prima ediție pentru a atrage cele mai bune voci în echipa lor. La final, 9 concurenți au primit undă verde pentru marele trofeu, printre care și 4 moldovence. Cine sunt ele, aflați în câteva momente. E forfotă mare în Livezi, a început culesul merelor. La Negureni, acestea sunt mari și delicioase, deoarece fructele sunt crescute într-o livadă super intensivă, dotate cu tehnologii moderne. Noi însă nu vom apuca să le gustăm. Merele vor ajunge în magazinele și piețele din Europa. Agricultorii spun că în acest an roada este de 2 ori mai mare decât cea de anul trecut. Culesul merelor la Negureni este întoi. Muncitorii rup cu grijă fiecare fruct în parte, de parcă ar fi ceva prețios. Luăm așa, îl ridicăm în sus. Nu rămâi degețelele pe dânsle și cânceciorile așezăm în container. Nu fie pătut, ca cu un ou, ca cu un prunc mic. De asta ea n-a stat și am înghezat aici, l-am legat. Spălite de cum sau au viermi, acele mărg la soc. Muncitorii spun că este o plăcere să culegi merele în acest mod. Din mâinile oamenilor, fructele ajung în lăzi care sunt mișcate de un tractor. Din urmă, alți lucrători culeg într-o pungă specială fructele rămase pe vârful copacilor. Livada asta intensivă e foarte ușor de lucrat. Nu trăim căldările, nu se bate. Încercăm să alegem care mai pe sus, care nu le ajung alții. Este foarte simplu, foarte ușor și foarte bine de lucrat. Ne place chiar. Dacă le punem în căldare, ele se pălesc. Dar așa, în pungă, le punem aici și ele se păstrează. Nu e greu de fel, ca pica trebuie. 250 de lei pe zi. Fiecare măr în parte este rupt cu mare grijă. Mai degrabă ești ispitit să muști din el decât să-l pui în ladă. Însă, cu părere de rău, merele din această livadă nu vor ajunge pe mesele noastre și nu vor fi de găsit nici în magazinele din țară. După ce sunt culese, merele ajung în frigidere. În noiembrie vor fi scoase și vor trece prin procesul de pregătire pentru export. Containerele se pun pe linia de calibrare, se răstoarnă, trec prin apă, se spală și se calibrează pe mărimi, de la 6,5 până la 7,8. Fructele vor ajunge în rețelele de hipermarketuri Lidl și Kaufland din țările europene, dar și din Rusia. Chiar au fost prezenți la mine în livadă reprezentanții unei din aceste companii care deja a rămas surprins că noi facem măr de calitate. Investiția se merită, fiindcă ajungând pe o piață așa cum Europa, a prins și prețuri bune. Piața românească e foarte interesantă. Vom face și noi loc pe această piață. Nicolae Pascal a plantat cele 20 de hectare de livadă super intensivă în 2014 și a investit 80.000 de euro. Livada dată este pe suport spalier, cu plasă antigrindină, dozăm apa la fiecare bloc. Pentru a diminua pH-ul apei, mai adăugăm și acid ortofosforic. Potrivit viceministrului agriculturii Iurie Ușurelu, anul acesta se așteaptă o recoltă de mere cu 15% mai mare decât anul trecut.
De astăzi, Rodica Cioronică vă așteaptă și în fiecare sâmbătă la o seară perfectă. Rodica, bună ziua! Ce ne-ai pregătit pentru a doua parte a emisiunii? Bună ziua, Tatiana! Da, așa este, vom fi aici în fiecare sâmbătă, de la ora 4. Pentru astăzi avem, pentru a doua parte a emisiunii de azi, să știi că avem mai mulți invitați superbi, dar în mod special o să vreau să-i spun la mulți ani maestrului Ion Soruceanu, care împlinește astăzi 68 de ani, nici nu vine să crede așa ceva. Maestru muncește astăzi, are un concert și o nuntă, dar va găsi, sper eu, timp să ia legătura telefonică cu noi și să ne povestească cum este ziua, cu cine deschide șampania și ce cadouri așteaptă. Pe final îl aștept pe maestru Vasile Goia, care este organizatorul festivalului Regina Vioară, care începe chiar mâine la Chișinău. Deci vă aștept aici de la 17:45 ca să vă spun mai multe. Tatiana, îți mulțumesc! Îți mulțumesc și eu. Un bărbat suspectat de crimă a fost arestat după o lungă urmărire pe o autostradă din Detroit. Fugarul a fost silit să oprească mașina după o problemă tehnică. Nu s-a predat însă imediat. A ieșit din vehicul, a sărit peste bariera de beton și a încercat să se strecoare printre mașinile din trafic. La un moment dat însă a sărit chiar și peste unele dintre ele. În cele din urmă, suspectul a fost pus la pământ și încătușat. Exercițiile militare încă nu au început, în schimb protestele sunt în toi. Sute de oameni au manifestat la Minsk împotriva manevrelor ruso-belaruse care vor începe săptămâna viitoare. Aproape 13.000 de soldați vor lua parte la exerciții care au trezit îngrijorare în mai multe țări NATO. Soldați ruși plecați acasă și pentru un Belarus pașnic, asta se putea citi pe pancartele pregătite din timp de protestatari. Circa 300 de oameni s-au adunat în centrul Minskului, fiind nemulțumiți că soldații ruși se vor antrena pe teritoriul țării lor. Nașul teritoriu могут использовать для конфликта, нас могут тянуть войну и разрешение Лукашенко здесь никто не спросит, учитывая его зависимость от России. Это очень опасно. În urma mitingului nimeni nu a fost arestat, exercițiile militare numite Zapad 2017. În traducere, Occident vor avea loc între 14 și 20 septembrie. Mai multe țări NATO se tem că Rusia ar putea folosi manevrele pentru o invazie militară. Moscova însă a dat asigurări că exercițiile au caracter defensiv, iar autoritățile de la Minsk au precizat că după ce se vor încheia, soldații ruși se vor întoarce acasă. Vocea României a revenit la Pro TV cu noul sezon cu numărul 7. Startul competiției, în care doar vocea contează, a fost dat de audițiile pe nevăzute. Loredana, Smiley, Tudor Chirilă și noul antrenor Adrian Despot au dus lupte crâncene pentru a atrage în echipele lor cei mai buni concurenți. Nouă voci au primit undă verde către marele trofeu, printre care și patru moldovence. Axenia, moldoveanca de 21 de ani care studiază muzica la Cluj, a fost scânteia care a dus la izbucnirea unui conflict între jurați. Trei dintre ei s-au duelat pentru a câștiga vocea ei. Eu îți promit că dacă vii la mine în echipă, nu te voi uita niciodată, pentru că tu vei fi întotdeauna pentru mine prima. Tânăra l-a ales pe Tudor Chirilă ca antrenor. Tot în echipa lui a ajuns și Catarina, care este din Chișinău. Cu piesa Hora din Moldova, Neonela a impresionat juriul de la Vocea României. Moldoveanca a ajuns în echipa Loredanei. La doar 16 ani, Ana, care este tot din Moldova, a reușit să-i țină pe antrenor în suspans. Adolescenta cu o voce deosebită a ajuns în echipa lui Smiley. În momentul în care ai cântat prima frază muzicală, m-am întors. Mi-am dat seama după prima frază cât de bună ești. Vocea tulburătoare a lui Mano a întors cât ai clipit toate scaunele. Jurații s-au întrecut apoi în laude, în speranță că îl vor câștiga în echipă. În total, 9 concurenți au reușit să meargă mai departe în concurs. Vocea României continuă în această seară după știrile Pro TV.
Horia Tecău și Jean-Julien Roger au triumfat la US Open în proba de dublu. Perechea română-olandeză s-a impus în fața spaniolilor Marc și Feliciano López în minim de seturi. Este al treilea titlu de Grand Slam din carieră pentru Tecău. 2017 US Open Men's Doubles Champions, Jean-Julien Roger and Horia Tecău. It's a great feeling right now to walk here as champions. You know, that's what we play for these Grand Slams, for these big matches. Horia Tecău și Jean-Julien Roger au câștigat ultimul turneu de Grand Slam al anului după o finală contra spaniolilor Marc și Feliciano López, pe care au dominat-o cap-coadă. Perechea română-olandeză a fost condusă cu 3-4 în primul set, însă a revenit și s-a impus cu 6-4. În setul secund, Tecău și Roger au reușit break-ul în game-ul 4 și și-au apărat avantajul până la final, învingând cu 6-3. Pentru victoria de la US Open, Tecău și Roger vor încasa un cec în valoare de $675.000. Este al 16-lea turneu câștigat împreună de cei doi. Horia Tecău a ajuns deja la 33 de trofee ATP câștigate. Victorie senzațională pentru Rafael Nadal, care a ajuns în finala de la US Open și se apropie de cel de-al 16-lea titlu de Grand Slam. Ibericul l-a învins fără probleme pe Juan Martín del Potro. În ultimul act al turneului, Ibericul îl va întâlni pe Kevin Anderson. Rafael Nadal este la un pas de cel de-al 16-lea titlu de Grand Slam din carieră după ce l-a învins în semifinală pe Juan Martín del Potro în 4 seturi. Ibericul a cedat în actul de debut cu 4-6, însă ulterior scorul s-a inversat dramatic pentru argentinian. Nadal s-a impus cu 6-0, 6-3 și 6-2 în seturile ce au urmat. În cealaltă semifinală, Kevin Anderson s-a impus și el în 4 seturi în fața lui Pablo Carreño Busta. Ca și adversarul său din finală, Anderson a cedat și el primul set cu 4-6, ca mai apoi să obțină biletul în finala de la US Open. A trecut cu 7-5, 6-3 și 6-4 într-o partidă de aproape 3 ore. Finala dintre Nadal și Anderson se va disputa mâine seară. Performanță neașteptată pentru Moldova la campionatul mondial de Dragon Boat. Sportivii noștri au cucerit 7 medalii de aur, una de argint și una de bronz la turneul de la Veneția. Campionatul a durat 6 zile. World champion 2017 from Moldova, Vulturii Ei! De sportivi cu vârstele cuprinse între 14 și 18 ani de la clubul sportiv Vulturii au făcut senzație în Italia. Tinerii moldoveni s-au impus pe distanțele de 200, 500, dar și 2000 de metri, atât la simplu cât și la mixt. Anterior, echipajul de Dragon Boat de la Drochi a mai participat la competiții naționale și internaționale. PSG face senzație în campionatul Franței. Echipa lui Unai Emery i-a umilit pe cei de la Metz, scor 5-1. Mbappé, cel mai scump adolescent din fotbal, a marcat în debutul meciului. Ce balon, destination de Neymar, la reprise de Kylian Mbappé. Atacantul de 18 ani a debutat cu un gol la PSG. Mbappé a învins portarul celor de la Metz cu un șut de la 18 metri. Parizienii au deblocat tabela de marcaj în minutul 31, însă gazdele au egalat până la pauză. Metz a avut ocazia chiar să conducă în meci, însă Riviera a ratat cu poarta goală. Dans ce match, alors qu'il a sa chance, hein, sur ce nouveau schéma tactique pour le Paris Saint-Germain. Attention, l'erreur d'Areola! Et quelle erreur derrière! În partea secundă, gazdele au rămas în 10 oameni, iar PSG s-a dezlănțuit. Parizienii au înscris de 4 ori în partea secundă. Neymar a reușit golul serii. Neymar tout seul, probablement Neymar la frappe! Neymar le but!
Brazilianul a ajuns la 4 goluri și 4 pase decisive în primele 4 meciuri pentru PSG. Lider în clasamentul golgheterilor din campionatul Franței este Cavani. Uruguaianul a semnat dubla meciul de aseară. Yuri Berchiche, le centre de Yuri Berchiche, ça profite à Edinson Cavani, 4-1. Le doublé pour Edinson Cavani. Cu 5 victorii în 5 meciuri, PSG este lider în campionatul Franței. În următoarea etapă, vicecampioana sezonului precedent va întâlni formația Olympique Lyon. Doamnelor și domnilor, jurnalul orei 17 se încheie aici. Urmează a doua parte a emisiunii O seară perfectă. Eu vă aștept și la știrile de la ora 20. Pe curând!